Campionatul Liga Prieteniei Giurgiu a ajuns la etapa 7-a și fiecare rundă nouă vine să confirme nivelul competiției. Întrecerea dintre cele 12 echipe care au luat startul pare de data aceasta una atipică, în care deocamdată nu s-a detașat niciunul dintre competitori, mai multe echipe luptând efectiv pentru primele două locuri. Până acum echipele, să spunem că ne-au arătat că în Giurgiu încă se mai joacă fotbal și se joacă un fotbal de calitate, un fotbal la nivel înalt. Vis-a-vis de parcursul Ligii Prieteniei până acum, cum spuneam, a fost un fotbal frumos, dar și un fotbal cu năbădăi, ca să spun așa. S-au încins un pic spiritele, este un campionat puternic, avem deja mai multe favorite la titlu, este un clasament destul de strâns. Nu avem la momentul ăsta o favorită deja stabilită, ca să spun așa, iar eu cred că până la urmă cei mai buni o să câștige. Competiția se va încheia pe 14 iulie, când organizatorii vor anunța câștigătoarea acestui sezon, aceasta având drept de participare la Superliga organizată la București în perioada 29-31 iulie 2016. La Giurgiu vor fi premiate primele trei locuri, de asemenea fiind acordate și premii individuale pentru golgheterul competiției, cel mai bun portar, cel mai tehnic jucător și premiul Fair Play. La sfârșitul lunii iulie, începutul lunii august, vom avea Superliga, Liga Prieteniei, unde vor merge campioanele din toate județele unde funcționează Liga Prieteniei Giurgiu. Mai exact, aveam 8 județe, s-au mai adăugat alte 3 în ultimele 2 săptămâni, respectiv Piatra Neamț, Constanța și Galațiu, ceea ce înseamnă că vom avea un campionat la nivel național din ce în ce mai puternic. La Superliga vor participa campioanele din toate județele unde s-a organizat Liga Prieteniei, iar câștigătoarea va primi 1500 de euro și dreptul de participare la European Friendship League, organizată la Albena în perioada 11-14 august 2016, alături de campioanele din alte 8 țări. Pasul numărul 2, avem turneul de la Albena, turneu pe care l-am gândit să-l organizăm în perioada 2-4 septembrie, însă odată cu constituirea European Federation League, o ligă a prieteniei la nivel european, vom avea campionatul european în perioada 11-14 august. Aici vor participa primele trei echipe din campionatul nostru, locul 1, 2 și 3, la fel și din celelalte campionate din țară. Vom avea echipe din alte 4 țări participante și vom avea de asemenea 10 echipe de la colegii noștri bulgari. La acest turneu pot participa și alte echipe din afara Ligii Prieteniei, însă nu vor beneficia de subvenție și vor achita suplimentar 20 de euro de persoană față de oferta stabilită și taxa de organizare a turneului. Competiția va fi organizată în grupe de câte 3 echipe și se vor juca doar meciuri tur, ulterior urmând a fi disputate faze eliminatorii.